Mici neplăceri înaintea finalei, Căbuț și Brașovici fiind menajați după accidentările suferite în primul meci al turneului. Minaur a început însă partida în forță și a condus sistematic. Gazdele au încercat să revină în joc după pauză, dar Baia Mare a menținut diferența, ba chiar a și mărit-o, 13-20 în minutul 45, 16-24 în minutul 48, 21-28 în minutul 57. Făgăraș a fost mai activ în final, dar n-a mai putut face nimic, Minaur câștigând turneul.